Bună ziua și bine regăsit! Astăzi vreau să pregătim împreună o delicioasă budincă cu brânză. Este foarte simplu de făcut, așa că haideți să vă arăt ingredientele și să ne apucăm de treabă. 400 de grame de macaroane, 4 ouă, din care doar 3 vom folosi pentru compoziție, cel de-al patrulea vom unge la final macaroanele, 3 plicuri cu zahăr vanilat, 80 de grame zahăr tos, 200 de grame de smântână, 20 de grame de unt pe care îl vom folosi să ungem tava înainte de a așeza pastele cu brânza și 500 de grame de brânză de lemea care nu este foarte sărată. Cât timp macaroanele noastre fierb, ne vom ocupa de compoziție. Punem brânza, cele 3 ouă, zahărul, smântâna și zahărul vanilat. Iar acum amestecăm foarte, foarte bine. Bun, compoziția este gata, așteptăm să fiarbă macaroanele, iar apoi mergem mai departe. Adăugăm acum pastele în compoziție și amestecăm foarte bine. Am uns tava cu unt, iar acum adăugăm compoziția în tavă, după care o vom unge cu ou. Punem tava în cuptor la o temperatură de 160 de grade, timp de 40-45 de minute. Așadar, dragii mei, așa arată și budinca noastră. Miroase foarte bine, gustul nu vi-l pot descrie în cuvinte, așa că vă doresc spor la treabă și poftă bună!